Caniculă, dar și ploi torențiale și grindină, toate aceste fenomene se vor înregistra în țara noastră în următoarele zile. Este primul val de temperaturi ridicate care lovește România vara aceasta. Ana Maria Chevereșan are mai multe date. Ana Maria, în ce zone va fi vreme extremă? Da, bună ziua, bun găsit tuturor. Într-adevăr, meteorologii au emis deja un cod galben și un cod portocaliu pentru următorul interval, valabil pentru partea de vest și pentru partea de nord-vest a țării. Începând din această seară de la ora 20 și până mâine dimineață la ora 4, va fi în vigoare un cod portocaliu de vijelii, iar în acest interval vor fi intensificări ale vântului care va putea ajunge la rafală și chiar depăși 100 de kilometri pe oră. Un cod galben de această dată, un cod de instabilitatea atmosferică, ploi și grindină va intra în vigoare în această seară la ora 19 și va fi valabil până mâine la ora 10. În același timp, cum spuneai, țara noastră se confruntă cu temperaturi foarte ridicate și cu un disconfort termic accentuat. A fost insuportabil de cald la Timișoara în toiul zilei. 32 erau gradele în termometre, însă temperatura resimțită a fost de 40 de grade Celsius, cea mai ridicată din țară. Sunteți iubitor de soare, așa, în general? Da, da, de da. Căldură nu prea, dar de soare, da. Cu bucurie, se bucură copiii de soare. Cât timp petreceți în parc în zilele acestea mai călduroase? Mai călduroase, cam o oră jumate, dar nu stăm la soare. Umiditatea din aer cauzată de ploile din ultima perioadă face ca temperaturile resimțite să fie mult mai mari decât cele înregistrate de termometre. În București au fost 33 de grade Celsius, însă cei care erau afară la prânz au simțit arșiță de 38. Chiar și în Brașov, cele 27 de grade Celsius erau percepute de corp ca fiind 35. Aceste temperaturi și cu gradul de umezeală din aer, cu siguranță vom vorbi și de acel disconfort termic, în sensul că ITU, indicele temperatură umezeală, va depăși pragul de 80, ceea ce înseamnă de fapt că avem temperaturi simțite de peste 37 de grade. Mâine aceste temperaturi ridicate se mută cumva în Câmpia Română, în mare parte din Muntenia, în Dobrogea Continentală. Ce vi se pare mai greu de îndurat vara? Soarele foarte fierbinte sau umiditatea crescută din aer? Umiditatea, nu e așa bună. Încep să ajung acasă, înainte să fie chiar canicula. Temperaturile caniculare se vor succeda cu perioade cu ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și chiar grindină. Un cod portocaliu și unul galben de instabilitate atmosferică sunt în vigoare din această seară în vestul țării. Avem aceste extreme care de la an la an devin tocmai frecvente în contextul schimbărilor climatice pe care le-am tot anunțat. Trebuie să ne obișnim, se poate întâmpla în aceea zi să ai caniculă într-o parte și inundații în cealaltă parte. Acest lucru se datorează acum faptul că suntem la contrastul dintre două mase, un aer cald din nordul Africii tropical, care va fi încet, încet schimbat de o masă de aer mai răcoroasă dinspre Europa Centrală, cum spuneam, și la astfel de schimbări termice se produc toate aceste fenomene. România a traversat cea mai caldă iarnă din 1960 încoace. În ciuda primăverii mai răcoroase, meteorologii se așteaptă și la o vară cu temperaturi caniculare, mai ales în zonele de câmpie.